yeah, I confess, Father, I confess, 'cause I've been living wrong. Uneori stau și mă gândesc câte s-au schimbat de când eram eu în școala generală. Programul meu zilnic se desfășura astfel. Întotdeauna, dimineața, începeam cu desenele de pe Cartoon Network, apoi mă duceam la școală. După ce mă duceam de la școală, imediat îmi făceam temele. Bine, nu tot timpul, așa la ocazie, când era nevoie. Apoi mâncam ceva repede și restul zilei mi-l petreceam la fotbal. Acum se pare că nu mai este deloc așa. Cine să se mai ducă la fotbal când se poate juca FIFA 2017? Vorba aceea. De ce să mai fiu eu nevoit să alerg după minge când îi pot pune pe fraierii aia din joc să alerge? Desenele animate au fost și ele locuite cu seriale precum Jurnalele Vampirilor, The Walking Dead, Lucifer și tot așa mai departe. Acum hai să fim pe bune. Totuși au și eu vârstă înaintată. 12, 13, 14 ani. Sâmbăta și duminica merg și la băută, la agățat, la un clubișor ceva. Gagicăreala de acum începe de prin clasa a 3-a sau a 4-a. În clasa a 8-a sau a 9-a, deja au și copil. Ești om cu responsabilități. Gata cu școala, începe munca. Am familie acum. Trebuie să-mi întrețin femeia și copilul. Aia e. Gata, tăticule, nu plânge că vine acum. Ne vedem data viitoare.